Am mai lovit-o așa, dar nu să o învinețez, nu să... O bătaie, o palmă, un vânt, o... asta nu înseamnă că e bătaie. Te-ai bătut vreodată copiii? Copiii niciodată. Ai gonit-o de acasă vreodată? Da. Da. De ce ai gonit-o? Pentru că nu mai mă înțelegeam cum să suport dacă ea a avut un alt amant, eu fiind la spital, ea a venit cu amantul la mine în casă. Prima oară n-am crezut. După aia mi-a recunoscut ea. Amantul ăsta m-a și amenințat. Când se îmbăta și avea chef de nebunii, mă suna, își bătea joc de mine. Păi ea o suna de față cu mine, în secunda 2 pleca 11, 12, nu conta. Noaptea am lăsat 3 copii cu mine, copiii plângeau. Pe Petruța o mai iubești? Nu. Niciodată. Nu. Da, ai iubit-o? Da. Dar eu nu-i arătam. Și nu-i spuneam niciodată că te iubesc. Ea e... foarte rea, foarte vulgară. Îmi spuneai că odată te-a și lovit. Da, bineînțeles. A sărit la mine, când am venit de la spital, eram, pot să spun că eram o legumă. Ea e foarte geloasă. Tu ai înșelat vreodată? Da. Dar nu am adus și nu a aflat ea. Nu a știut niciodată că ai înșelat-o? Nu i-ai recunoscut? Și de multe ori tot eu îi spuneam, după câteva luni, îi spuneam eu adevăr. Eu nu-mi doresc decât să fiu singur. Dacă vrea să-mi lase copiii, e ok, nu-mi lasă copiii, măcar ne despărțim fără poliție, fără amenințări, fără bătaie. Eu nu vreau decât pace, vreau liniște și atâta tot. Să scap de ea, definitiv să scap de ea, să pot să-mi fac eu o altă relație. Pentru că ea n-a murit ca să țiu doliu și trebuie să-mi refac viața. Am nevoie de cineva să mă spele, să-mi țină casa, sunt sătul ca de merea, crede. Uite-te să vede Petruța... că ce te-am întrebat e adevărat, că am întrebat-o dacă a venit cineva deci, la Petruța, ea. Petruța, iată, iubitul tău, uite ce ne-a spus. Da, e adevărat, nu-i minciune ce spune. Că ne-am amenințat până că el avea cu drojdenea la ăsta care am stat cu el, de mi-a putut acoperi. E adevărat, eu nu mint. Mă, dar explică-mi și mie, tu ai adus un amant în casă cu copiii tăi acolo? Dar nu a fost în cameră, deci a venit la noi, venea... Bă, în casa ta, cu copiii tăi? Te întreabă doamna Mitoșeru, unde se consuma relația? Când pentru că erai... el, de exemplu, el al meu soț, că el e soțul, nu e iubitul. Da, mă rog, n-aveți acte. Nu, da, așa îmi spun, atunci eram la copii. Copiilor. Da, e soțul meu, deci nu ăsta, da, e soțul meu, nu e amantul ăsta, deci cum ar veni... Am înțeles, Petruța, uite, tatăl copiilor tăi. Dar ce a fost în capul tău când l-ai adus pe la casă? Matei Ion, se numește, el este în direct cu noi. Doamna Mitoșeru, putem să-l întrebăm direct, este în direct cu noi, bună Matei. Spune-mi, te rog, ești sigur că tu nu vrei să mai împaci cu Petruța? Bună seara, în primul rând, și sunt foarte sigur. Dar uite ce ne-a spus Petruța, că ai fost agresiv cu ea, că o izolezi acolo în cameră, că stă împreună cu fetițele, că nu are curent, că nu are apă, e adevărat? E adevărat, cu lumina și cu pompa, da, e adevărat. Dar de ce faci toate lucrurile astea? Într-o cameră de 16 metri pătrați, normal, i-am dat o cameră, stă cu fetele, eu cu băiatul. Păi, dar uite că te acuză că o terorizezi. E adevărat? Chiar o terorizezi? O bați? Dar, dragă, că și ea l-a bătut pe el? Păi el... Pe ce tot cășunul? Ea m-a bătut. Ea l-a bătut. Alu, m-a auzit? E adevărat? Bine, ea te-a lovit. Ea m-a bătut pe mine. Întrebați-l. Da, stați un pic că e o întârziere. Aveți un pic răbdare să răspundă omul. Deci ea te-a lovit în momentul ăla și... Stai un pic, bebe, că răspunde, dar e o întârziere de câteva secunde. Ok, ok. Hai, zi. Te ascultăm. Da, te ascultăm. Zi. M-a bătut, a sărit la mine când am venit de la spital. Eram o legumă, n-aveam putere, n-aveam... M-a bătut, n-a fost nimic. Ne-am împăcat, a trecut o perioadă, ne-am împăcat. Acum și cu copiii, și copiii a sărit, și Diana, fata cea mare de 13 ani a sărit. Da, ca să mă scape de mâna lui. Spune-mi, te rog, de ce crezi că a venit Petruța la noi, la emisiune? Doamne bune, ce? Aoleu, te rog să ai grijă la limbaj. Nu poți să faci astfel de acuzații. Bebe, vrei să-l întreb ceva pe... Deci te-a bătut în momentul în care ai venit de la spital și nu te-ai putut apăra. Dar am înțeles că voi ați mai avut conflict înainte. V-ați mai ciufulit unul pe celălalt. Nu știm dacă cu certificate medical. Dar nu ne-am
Nu știm dacă cu certificate medico-legale, medico-legal, dar... Nu e vânătăi. Fără vânătăi, deci fără certificate. Sunt. Bun, am înțeles. Exact, exact. Da, domnul meu, dar am înțeles că ea te-a mai trișat, dar ai făcut și dumneata lucrul ăsta. Stai, dragă, stai puțin, bebe. Deci el te-a înșelat... L-am făcut, alu, l-am făcut, dar în primul rând nu i-am adus. Eu n-am plecat seara, seara să o las ca... Păi dacă nu mă auziți, eu să știți că nu pot să vorbesc. Nu, stai că te-am auzit foarte bine, lasă-mă un pic să vorbesc. Păi în primul rând trebuie... Vă rog frumos să mă ascultați și pe mine. Dar te-am ascultat acum, lasă-mă să recapitulez ce ai spus. Dar nici n-a apucat să răspundă. Păi ca să înțelegeți lucrul, să înțelegeți de ce sunt nebun. Te-a înșelat fără ca tu să știi. Am știut. Și ți-a, după aceea, venit și ți-a povestit el. În schimb, tu ai adus unul în casă. Păi cu copii acolo. Întrebați până să fac. Și e și femeie, nu și mamă. Întrebați-l. Adică rog, în casa făcută de amândoi. Hai să-l ascultăm și pe el. Te rog, spune. Alo, eu nu pot să vorbesc decât 3 secunde și dumneavoastră da, mai rog, mult sau ascultăm. Nu știu. Rog frumos să mă iertați. Da, spune. În primul rând, să spun adevărul, să vedem măcar recunoaște că am lăsat toți 3 copii plângând. La ora 11 pleca mașina. Venea la poartă la mine și pleca la el. Și la man, și venea a doua zi dimineață. Uite că recunoaște. Da. De ce ai făcut draga asta? Aici chiar îmi pare bine. Dar nu mai pot să mai suport lucrul ăsta. La revedere. Întrebați-l din ce cauză. Veneam de la cinci doi. Ascultați-mă și pe mine acum, dacă pot să vorbesc. Că sunt sincer, dar nu știu dacă e sincer. Dacă era casa ei, alo, dacă era casa ei, da. Dacă eu eram în casa ei, eram bătut rupt de îndrălăi ei. Nu am făcut-o. E adevărat că îl băteau prietenii tăi? Nu l-a bătut nimeni. Eu am curat să joc pe Biblie. Nu. Nu m-a bătut nimeni, doar am fost amenințat. Păi el a amenințat, a venit la poartă și eu am sunat pe cealaltă pe tine să nu vină. Venise cu văr, venise cu nepotul meu. Da, uite, hai să ne liniștim un pic. Ce ai tu să-i spui lui? Te rog să-i spui. Păi dar nu e normal, dacă el mă sună pe mine. Vreau să știu dacă e normal să mă apăr. Hai să vorbiți pe rând, vă rog, că dacă nu vorbim pe rând, nu ne înțelegem și nici oamenii de acasă nu ne înțeleg. Spune-mi tu, Petruța, ce ai să-i spui lui Matei? Întrebați-l cu frumos, vreau să mă uit la el. Cine l-a căutat la spital? Cu a cui bani? Unde eram eu când era la spital? Spune și de Matei. Ce l-am bătut? Spune, Matei. Deci l-ai bătut. O singură dată a venit la mine. Așa? Recunosc, o singură dată a venit la mine și șoferul care a dus-o la mine a apelat la ea. Cum asta nu e adevărat. Ea de femeie cu minte, da? Nu e adevărat. Da. E ok, da. Ea spune că nu e adevărat, Matei, și acum e cuvântul tău împotriva cuvântului. Pentru că de câte ori m-am dus la el, m-am dus... Ia ascultă-mă, să ascultă el. De câte ori m-am dus cu mama lui, cu mătușa lui. A doua oară când m-am dus la el, m-am dus cu copii, că a zis că moare. Da, eu vreau să te întreb altceva. Nu e adevărat. O singură dată a venit mama, pic, Matei. Mătușii mea și ea. Păi eu am adus-o, că am cerut bani. Omule... Cum e asta cu ței bătu bărbatul? Cum adică păi domnule, vă spun o chestie care a fost motivul. Păi dacă nu m-am lăsat să spun... Bune, uite acum e momentul. Deci el a venit la spital. Vă rog, ascultați-mă un pic. Matei, stai să zică și ea și spui tu după aia, da? Stai un pic. Că nu ziceți că el e omul credincios și sunt toaia neagră. Și la poliție și la televiziune, ea întotdeauna vorbește mai mult decât mine. Acasă exagerează. Ia, atunci spune tu. Deci tu ai venit de la spital și te-a luat la bătaie. Cum și de ce? Ce ți-a zis? Alo, da, v-a spus că am amenințat-o cu moarte, da? Da. Eu am martori, poliția de la Titu, din Dâmbovița. Care m-a făcut bagaboantă. A chemat poliția, mult. S-a pus în genunchi, așa. În fața la organe, s-a pus în genunchi, a pupat asfaltul, s-a închinat și a zis că o să veniți să mă luați încătușată, că eu îl omor pe Matei în somn, îi bag cuțitul în spate. Aoleu, nu. Eu n-am mai sunat la Antena 1. Așa. E adevărat? Da, recunoaște, e adevărat, domnișoara Badea. Ea recunoaște. Și cum îmi spune, cum spune la televiziune că sunt eu ăla care o ameninț și eu... Păi se povestește și acum. Păi mie mi-e frică să mai stau cu ea. Ia stai puțin, Matei, să zică și ea acum că tu ai zis, dragă. Deci cum a zis el că eu l-am bătut de la spital. Da. Întrebați-l de unde veneam eu, am venit de la schimbul 3 de la spital, eram la LJ.
Așa. Și m-a luat, eram obosită și așteptam să facă și mie cafea, ca orice soț, nu? Așa, că eu eram și... bărbatul și el era femeia în casă. Așa. Și el a început să mă facă cu vorbe jignitoare, că sunt ușuratică. Să nu spui vreo vorbă jignitoare. Nu, că sunt ușuratică, că eu fac alte așa. Prostii, de exemplu, nu pot să nu dau nume. Nu dai exemplu. Vorbește foarte vulgar. Și eu m-am enervat și am dat o palmă. Dar de ce l-am mai bătut? Când a venit de la spital, s-a dus cu prietenii lui, a băut 4 beri. Și a venit un prieten de-al lui să spună, adu-mi tubul că moare Matei și eu am zis, nu dau niciun tub. Vă rog frumos, chema salvarea. Ia întrebați-o în 16 ani. În 16 ani de câte ori am bătut-o? Deci să mă ascult dacă mă ascult. În 16 ani de câte ori am bătut-o? Matei, stai să zică și ea, să termine povestea și după aia confirm tu sau infirmi. Adică... Păi ea o să zică, are foarte multe. Ce zici cu venele că n-am înțeles? Și am zis, nu dau niciun tub, chema salvarea, că dacă îi face aia, îi găsește alcoolemie. Că el venit de două zile de la spital, credeam că bea o cola sau ceva. Și el a băut 4 beri și a căzut că n-avea respirație. Că și el are aceeași boală ca și mine, nu respiră bine. Mm-hmm. N-am zis nimica. Extraordinar. După aia a venit de la că ai, ia întrebați-l. A venit când ai venit de la spital și după aia tu l-ai bătut? Deci... Nu l-am bătut eu atunci. Da, el a fost la băutură. Nu, oameni buni, nu înțeleg, serios. A zis, nu, a zis, dă-l în aia mea, lasă să moară. Chema salvarea, că eu nu fac ceva fac pe el. El. De ce l-ai bătut pe om, păi vulnerabil fiind, ieșind din spital? Păi da, nu l-am bătut atunci, imediat, că eu am fost... Da, l-ai bătut altă dată, deci înțeleg că l-ai bătut de mai multe ori. Când am chemat pe mătușii mea și poliția i-a dat... Au venit, mă întreabă dacă poliția i-a dat, vrea să-i dea amendă tot mătușii mea. Da, asculte. Întreabă, aveai mătușii sa și nepoată sa... Păi nu mi-ai zis când l-ai bătut. Păi atunci, de zice el. Și a venit mătușii sa cu nepoată sa și m-a omorât în curte și el și mătușii sa și m-a scăpat fata de 12-13 ani. Întrebați. Păi explicați-mi și mie, dar copiii ei ai voștri. Păi el așa la școală? Stai. Da? Merg la școală? Da, fata e clasa 7 a trecut și băiatul e clasa 4. Și nu îmi faceți de râs la colegi? Păi el. Niciun pe el, păi tu. Păi ce dacă eu până la mama colegi ce văd copiii ăștia, este sinistru. Până una alta până fata, fata s-a aliat cu ea și da. L-au bătut pe tatăl ei, pe nu tatăl lor. Nu l-a bătut. Așa exact, exact. Da. Biblie. Da. Eu am nu m-a bătut, a dat cu pumnii, nu m-a bătut. Nu l-a bătut, vă rog să mă înțelegi. Nu, ei, dacă îți dă cu pumnii, eu mângâiere, nu-i bătaie. Dă făcablu, că el vorbește foarte vulgar. Da. Nu mai folosești cuvinte și păi, nu știu cum să zic în termenul dumneavoastră. Deci îmi vorbește vulgar. Și ce zice de coloșa? Dă făcablu. Dă-mi cablu să pun, nu știu ce să fac, că nu vreau să-mi dau cablu. Da. Uite-te că a spus și doamna Mitoșeru și Cristina a spus. Ce vrei tu să arăți la copiii ăștia? Păi eu vreau ce să vrei arăt? Să-i înveți? Că păi dacă îi vrei să-i ai, mă las să spun și dacă vrei... Îi pui să-și bată tatăl. Nu i-am pus. Dar cine i-a pus? Tata din groapă? Auziți, doamnă, vreau să vă întreb ceva. Ești o femeie puternică. Vreau să vă întreb și eu ceva. Bine, întrebați-mă. Și e păcat de Dumnezeu. Te ascult, Matei, te ascult, vă rog. Întrebați de ce am venit aici. Măi, Petruța. Da, spune, Matei. Ia să vă spună că mi-a lăsat băiatul la ora 11, a plecat cu mașina și-a luat fetele și ia să vine a doua zi de la amant și îmi spune, păi ăsta care sunt cu el mă respectă și mă iubește, păi, că mi-a tu cola. Tu pleci cu fetele la amant? Noi doi am dormit jos și ei în pat. Ei cine? Ba, nu e adevărat. Păi fata de 13 ani. Copii. Nu e adevărat. Ce educație, ce îi dă? Tu duci, uite, te-a întrebat. Și după aia vine cu copilul la taxo natural? Nu e adevărat ce da, vreau să întreb ceva, nu ne înțelegem. Auzi ceva, nu ne înțelegem. Să fie clar, nu ne înțelegem. Vreau da, să întreb ceva. Asta. Stai puțin, Matei, să spună și domnul psiholog ceva. Vreau să întreb și eu ceva. Deci tu ai venit aici și vrei copiii să fie cu tine, da? Hai să vă spun unde ce vrei să le arăți tu copiilor dacă, tăi? Dacă copiii... Înveți pe copiii tăi, dacă până acum... Păi eu pe copiii mei, din contră, eu îmi duc copilul la școală, îi spun dacă nu învață, o bat dacă nu trece clasa, să învețe ceva, deci să ajungă... Deci tot cu bătaie, bătaie la bărbat, bătaie la copii... Uite, da, 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 da.